În primul antrenament? Da, primul... Nu ai voie aici. Primul antrenament, nu avem voie aici. Da, încercăm să ne acomodăm, încercăm să ne repliem astea 3-4 zile până săptămâna viitoare. E săptămâna asta, jumătatea asta de săptămână cu vize, cu viza medicală, cu testele care se dau. Pentru început ne descurcăm, este ok. Va fi o perioadă grea pentru absolut toți jucătorii. E o perioadă de acumulare, venim și după o pauză destul de lungă, peste o lună de zile. Le-am și spus-o, nu va fi ușor, dar e foarte necesar. Sunt și câteva absențe. Da, învoit. Sunt, depinde. Ivanovici e învoit. Ivanovici este... Adică învoit, merge să rezolvă. Merge, da, să-și rezolvă o situație, poate să-și rezolvă o situație în serenitate. Sunt jucători la care am renunțat și care voi renunța în returul ăsta. Sunt și doi jucători pe care am învoit, Ivan Fuștar și Cuizata. Sunt jucători care am mai cerut încă două zile, dar sunt ok, sunt jucători în care... profesioniști, nu e niciun fel de problemă. În Bombo, un jucător care am decis să nu mai apelez la el în acest retur. Este un jucător cu calități, nu s-a acomodat, a fost și foarte mult timp accidentat, a venit și foarte târziu la pregătire și a avut problema asta. Dar și Leonte la fel. Leonte, da, Leo e altceva. Leo e alt subiect. Leo, din punctul meu de vedere, ar trebui să rămână în cadrul clubului, ar trebui să-și găsească în viitor aici. Este un jucător la care țin, n-a făcut niciun fel de probleme, foarte profesionist, doar că e o decizie strict tehnică. Cred că pot găsi variante mai bune pentru partea a doua campionatului. În legătură cu asta, cum arată planul pe zona de sosiri, pregătire pentru 3 meciuri crucială, știu că sunt discuții cu jucători cu experiență, nu mai aveți timp de multe încercări, practic 3 meciuri care pot balansa sezonul într-o parte sau în alta. Exact, sunt 3 meciuri unde te poți să aducă în play-off sau în play-out, încercăm să aducem 2-3 jucători maxim, jucători cu experiență, dar care să și în eventualitatea care nu vom reuși play-off-ul să ne bazăm pe ei și de anul viitor, pentru că am spus, nu mai avem voie să facem greșeli care le-am făcut sezonul ăsta, iar greșelile au fost pur și simplu de concepere a lotului, pentru că am făcut-o foarte târziu, jucătorii au venit pe prima etapă a campionatului, unii au venit în săptămâna meciului de la Schellenberg, au jucat fără nicio zi de antrenament. Am început greu și asta s-a simțit. Încercăm să recuperăm. Avem ca obiectiv și îmi doresc foarte mult play-off-ul. Cred că primul meci este capital, cel de la Buzău. Vom face absolut tot ce ține de noi. Important e perioada asta. Eu nu aveam voie să... Din punctul meu de vedere, nu ai voie să ajungi să joci meciurile decisive în deplasare, dar, repet, la ceea ce s-a întâmplat în vară, eu cred că lucrurile sunt normale, pentru că, până la urmă, nu-i fotbal, nu-i o știință exactă, dar sunt niște lucruri care trebuie să ții cont pentru a progresa și a crește. Kilograme plus la băieți? Sau nu au trecut propagandă? N-am făcut astăzi cântar. De mâine o să fac, mâine și de dimineață antrenamentul. Sigur, țin foarte mult la lucrul ăsta. Țin foarte mult la faptul că, adică, înțeleg un jucător care poate să ia în greutate după o perioadă de o lună, un kilogram, maxim două. Sper să nu fie cazul. Din ce am văzut eu, așa, vizual, sunt ok, niciunul nu cred că e exagerat. Repet, e o perioadă importantă, trebuie să fim conștienți toți, trebuie să recuperăm ce am pierdut și trebuie la ora primului meci de la Buzău să arătăm bine, dacă nu foarte bine. Până la plecarea în Antalya, un meci cu... Cu Sepsi 2, am reușit să-l luăm pe 21. Dacă vom pleca după 28 în Antalya, pentru că încă nu se știe data,
mi-aș mai dori un amical, să fie 24 sau 27. În Antalya să vor fi minim 4 jocuri și apoi încă două la întoarcerea din țară sau unul sigur cu Dinamo și poate mai luăm unul să vedem ce reușim la întoarcere.